Bună seara! Un nou sezon al emisiunii Cabinetul din Umbră începe astăzi, cu durată prelungită, adică vom fi împreună până aproape de ora 22. Suntem deja în perioada electorală, așa că mutările partidelor și actorilor politici merită urmărite cu și mai multă atenție, ca să nu fim nevoiți să votăm la 1 noiembrie cu mâna la nas sau la ochi. 9 potențiali concurenți electorali au depus la CEC documentele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă. 2, Alexandru Kalinin și Ion Costa, și-au fost respins astăzi. Au mai rămas 7, dar cu siguranță vor mai fi pretendenți, așa că buletinul de vot va fi lung. Astăzi am invitat în studio 2 observatori atenți ai proceselor politice de la noi, pentru a ne ajuta să înțelegem cine și ce rol sau misiune va avea de îndeplinit în această campanie electorală. Este vorba de Vadim Bistrinciuc și Igor Boțan. Domnilor, bună seara! Bună seara! În primul rând o să vă rog să ne spuneți dacă credeți că vom avea alegeri în noiembrie, pentru că aud tot felul de variante că, iată, pe fundalul COVID-ului s-ar putea anunța o nouă stare excepțională și, iată, pe fundalul ăsta s-ar putea să nu mai avem alegeri. Domnul Boțan, credeți că e realist un astfel de scenariu? Nu putem exclude un astfel de scenariu. Am văzut declarațiile domnului prim-ministru, am văzut declarațiile șefului statului, am văzut declarațiile partidelor politice. Toți spun că alegerile trebuie să aibă loc în termenile stabilite. E adevărat că pentru ca alegerile să fie amânate, e nevoie ca Parlamentul să declare stare de urgență. Altminteri, nu e posibil. Domnul prim-ministru a spus că deocamdată nu are de gând să se adreseze către Parlament, așa cum prevede legea și doar în cazul unui consens larg al partidelor. Consens larg al partidelor, da, ar face acest lucru. Dar până atunci încă e mult, sunt multe de văzut. Vom vedea primele reacții a grupurilor de inițiativă. Da. Cum se va desfășura procesul de colectare a semnăturilor, cât de predispuși sunt alegătorii cetățenii să participe la această procedură, dacă nu cumva se tem să folosească materialele care sunt aduse de către membrii grupurilor. Da. Deși cred că aici nu ar trebui să fie probleme, dacă ne uităm la sondajul pe care l-a realizat Ministerul Sănătății, acum câteva săptămâni a publicat rezultatele unui sondaj, oamenii noștri nu se pretem de COVID, s-ar putea ca procesul să fie unul nu atât de greoi. Da, au avut grijă cei care promovează tot felul de fake-uri legate de COVID și de asta nu se tem. Și vedem după reacția oamenilor că, într-adevăr, mai ales după celebra nuntă, lucrurile nu mai sunt nu așa nuntă, cum... o simplă sărbătoare. O simplă sărbătoare, scuzați, da. Domnule Bistrinciuc, credeți că există o astfel de tentație de a amâna cumva alegerile? Eu nu cred că tentația asta ar exista în rândurile guvernării sau a anturajului președintelui Dodon. Eu cred că dacă, cum spun, ca un motiv politic să folosească COVID-ul, nu o să fie în favoarea lui. Ei măsoară destul de bine temperatura în societate și ei știu că dacă nu vor exista motive într-adevăr plauzibile care să-i aducă la același vot întreg Parlamentul, ei nu o să forțeze nota, fiindcă atunci o bună parte din populație o să înțeleagă că este o tentativă de uzurpare a puterii și gradul de inflamație și de inflamare a societății este destul de mare. Oamenii au privit cu atenție ce se întâmplă și în Belarus și în alte... Nu cred că este o chestie utilă pentru ei din punct de vedere politic, dar din punct de vedere epidemiologic, teoretic, să zicem așa, nu putem exclude situația dată. Acum, parcă ne-am deprins cu cifrele alarmante. Azi avem un nou record. Un nou record. 632 de cazuri. Oamenii parcă s-au deprins cu cifrele acestea. Problema nu este numai în fake news, dar este și în lucru că oamenii apreciază gravitatea fenomenului prin prisma propriei familiei, comunități. Da. Și acolo unde încă n-au ajuns cazuri grave, simptomatice... Așa e omul. Și plus,
măsurile, să spunem așa, mesajele pe care le transmite conducerea țării nu sunt din cele mai bune. Și nu sunt univoce. Simbolic, tot am pomenit de această masă de sărbătoare, simbolic acest, așa zis, masă de sărbătoare desemnează căderea guvernului în fața acestei pandemii. Pentru mine, cel puțin, fiindcă noi aveam așa o rază de speranță că totuși primul ministru Chicu era cel mai rațional în toată ecuația asta a puterii, dar în ceea ce privește pandemie, cel puțin, parcă avea niște... Da. Chiar au fost faze. Unele contraziceri cu exact, Igor Dodon, cu Igor Dodon, da? Cu Metropolie, cu alte instituții încolo, și aici. Asta este petrecerea, deci, masa de sărbătoare. Această masă, așa zis, de sărbătoare, pentru o bună parte din populația, înseamnă nimic altceva decât o capitulare în fața pandemiei. Da. Oricum, cred că nu trebuie să ne grăbim cu concluziile, pentru că noi știm câteva lucruri care sunt practic trase la indigo de fiecare dată atunci când avem alegeri. Birourile electorale, avem 2000 de birouri electorale aproximativ, ele sunt completate de obicei cu profesori. Cred că trebuie să așteptăm vreo 2-3 săptămâni să vedem ce se întâmplă cu... După începerea procesului de studii. Da, exact. Și să vedem. Am văzut că există deja notițe așa alarmiste, că sunt profesori infectați, din păcate. Am văzut studii referitoare la modul în care copiii suportă acest virus și cât de... adică ce calitate de transmițător pot fi copiii. Așa că trebuie să fim foarte, foarte precauți. Vadim Pistrinciuc s-a referit la măsurări, la sondaje și s-ar putea ca măsurările de data asta să fie oarecum, sau cel puțin trebuie tratate cu precauțiune, pentru că noi nu punem la îndoială că președintele Igor Dodon va intra în competiție pentru al doilea mandat. Noi știm că cadourile care se fac acum, iată, guvernul a majorat aceste indemnizații până la 900 de lei. La 900 de lei. Înțelegem toate lucrurile astea, dar electoratul de bază al domnului Dodon sunt oamenii cu vârstă, hai să spunem așa, a treia, vârsta frumoasă. Este categoria de oameni cei mai supuși riscului de contaminare și cu final letal. Adesea. S-ar putea ca în orașe unde lumea este mai educată, această categorie de alegători să manifeste oarecum reticență. Dar poate să aibă sentimentul de gratitudine pentru guvernarea că le face astfel de cadouri, dar riscul, și mai cu seamă ceea ce a menționat și Vadim, că și moderatorul nostru a menționat, da, cifrele sunt alarmante și cresc și tot cresc. Și noi prindem deja pentru noi 500 de infectări pe zi. Și se zice că o să ajungem la 1000 pe zi. Deci și eu aș fi foarte, foarte precaut aici cu... La cifre mari? La cifrele mari și la faptul că alegerile nu vor fi amânate. Trebuie să fim foarte precauți. Da. Ok. Pornind de la ceea ce avem acum, că asta o să analizăm și în seara asta. Mai este un factor. Recrutarea lucrătorilor în birourile electorale. Cred că aici oamenii vor avea... Bine, noi știm că indemnizații de 16.000 de lei se oferă medicilor și celor din administrație. Da? Și am văzut... Cei care lucrează în birourile electorale, ei pot fi asimilați cu oameni care administrează ceva. Și cifra lor va fi destul de mare. Da. Legal, nu. Legal, nu. Nu sunt funcționar public. Da. Eu mă uitam pur și simplu și mă întrebam zilele acestea... Dar ei ar putea să ceară... Schimbi legea. În baza legii, da, ei pot să ceară aceste indemnizații. Pentru că se supun oamenii riscului. Da. Oricum, reieșim din ceea ce avem la această oră, deci perioada electorală, cum este ea definită de codul electoral, a demarat, ca să zic așa.
Am văzut deja primele poziționări ale partidelor și potențialilor candidați. Avem câteva elemente în momentul acesta care cred că le putem analiza. Primul e că dreapta pro-europeană nu va avea un candidat comun la aceste alegeri. Și am văzut că mulți fac din asta un fel de tragedie. Și vreau să vă întreb dacă e într-adevăr o problemă faptul că dreapta merge cumva dispersată la aceste alegeri, domnule Bățan. Aici există probleme. Dacă se antagonizează, atunci există probleme pentru eventual tur 2. Dacă nu se antagonizează, atunci nu e nimic ieșit din comun. Chiar e util. Când spuneți antagonizează, aveți în vedere dacă se mănâncă între ei, da. Ca să, să înțelegeți oamenilor. La alegerile primarului municipiului Chișinău, anul trecut, da, în octombrie, noiembrie, da? Am văzut ce s-a întâmplat candidatului Andrei Năstase, când o parte din liderii de opinie, pro-români, pro-europeni, practic au făcut campanie împotriva lui, declarând că nu există diferență pentru ei între Andrei Năstase și Ioan Ceban. Practic a fost o invitație pentru electoratul unionist să nu participe la turul 2. Deci a fost uimitor acest lucru, dar el a persistat. Al doilea lucru l-am văzut la alegerile din Hâncești, din circunscripția 38. Acum nu ar fi existat majoritate, așa cum îi zice domnul Dodon, fragilă și sau nici scandalul firavă. Cu da, și nici dacă, de exemplu, se găsea numitor comun. Toată lumea înțelegea că este un exercițiu, un test. Și iată că ai noștri, ai noștri pro-europene, pentru că eu mă identific ca cetățean cu viziuni pro-europene, ai noștri l-au picat. Și efectele le vedem. Așa că temei pentru temeri există. Dar partea bună este că fiecare lider de partid care se promovează în această campanie electorală va vedea care este, deși a putut să vadă la alegerile pentru municipiul Chișinău, fiecare a putut să vadă, în circunscripția 38, care este... Da, ok, asta tot înțelegem. Dar de ce se speculează atâta pe chestiunea asta? Că, adică senzația pe care o am e că se umflă această tragedie lipsa unui candidat comun. Pentru că... Eu cred că toți înțeleg undeva subconștient teama de antagonizare până la limita după care în turul 2 alegătorii care nu și-au văzut candidatul în turul 2 pur și simplu manifestă absenteism. Eu cred că asta e tragedie. Altă explicație nu este. Pentru că frica de victoria domnului Dodon chiar în primul tur, păi dacă câștigă în primul tur, oricum, nu contează că are dreapta un candidat comun sau are câțiva, deci asta mai puțin contează. Dar frica este antagonizarea. Și noi vedem că, din păcate, își dau săgeți otrăvite așa pe bune. Și vedem că... Din ambele părți vedeți săgețile sau dintr-o parte doar? Din mai multe părți, pentru că avem segmentul unionist, care ar trebui... Există un electorat destul de consistent, chiar foarte consistent. Mare. Mare. Și este în creștere. Și în creștere. Și el este cumva montat, așa cum spuneam, cum a fost în cazul lui Andrei Năstase. Dar la fel dispersat la aceste alegeri. Problema e în lideri. Liderii încă trebuie să se afirme, pentru că am avut o etapă care s-a consumat odată cu ieșirea domnului Mihai Ghimpu din acest... Da. Da. Acum Dorin Chirtoacă încearcă să revină, să ridice flamura. Are ce le spunea oamenilor. Îl avem pe domnul Octavian Țâcu, care pretinde că poate deveni nou lider. Și avem alte câteva partide, da, nu știu ce e cu liberal-democrații, că o perioadă, ne amintim că acum cât, 2 ani de zile în urmă, liberal-democrații au decis că formațiunea este unionistă. Acum văd că sunt mai precauți, deci am putea spune că deja avem 3 grupuri de inițiativă care susțin candidați unioniști. Plus, Cafcaliuc s-a declarat unionist. Domnul Cafcaliuc, da, să vedem.
să vedem la început, să intre, să intre în competiții, să-l ascultăm. Eu încercam să înțeleg... Dar să încheiem acest, da, pentru că colegul văd că are ce spune. Și, e foarte interesant. Okay. Avem între cei care i-ați numit dumneavoastră, avem pe Renato Osatăi, care deja, așa cum am discutat eu cu membrii partidului, cu alți lideri în lipsa lui Renato, cât nu era în țară, ei spuneau că partidul lor este non-sistem, deci să nu încerce nimeni să-i pună o etichetă dreapta-stânga sau de afiliere doctrinară și așa mai departe, ei sunt non-sistem. Și așteptăm să anunțe domnul Dodon. Da. Noi o să le luăm pe rând, cumva. Okay. Okay. Mergem să înțelegem ce face dreapta, ce face stânga, după care ajungem și la centriști, pentru că și acolo e interesant cu Candu și Filip să înțelegem. Aștia toți sunt pro-europeni. Și Filip și domnul tot Candu. Tot pro-europeni. Da, da, da. Ei, okay. Domnul Pistrânciuc. Au ieșit din calea a patra și au revenit pe... Calea a doua. Pe calea a doua. Da. Legat de această situație cu candidatul comun și cu cele două partide pro-europene pe care s-a mizat și în care cu toții am investit speranțe și forțe, de fapt, ca să-i vedem în Parlament și, de ce nu, în instituțiile statului și să guverneze această țară. Iată că s-au pomenit că au început să se mănânce în plină campanie electorală și lucrul ăsta, spune domnul Boțan, nu ar da bine. Nu ar da bine, dar din alt punct de vedere, eu tare mă tem de timpurile, să nu vină cândva timpurile când nu o să mănânce nimeni la noi în alegeri, o să fie așa. Nu o să mai aibă cine. Și vreau să zic, cam era un risc așa să pățim în 2019, cam așa erau, bine că am avut două partide de blocul acum, da, care era mai, așa, mai apric. Dar dacă îi scoteai pe ei de acolo, aveți să fie așa o alegere în consens. Vă port eu de grijă. Da. Nu vă las vă eu scriu de eu textile. Pe de o parte, deci toți au dreptate aici. Sigur că nu e bine matematic, sunt mulți candidați de dreapta, dar este o chestie mai mult sau mai puțin tradițională la noi. Eu țin minte, noi eram într-o coaliție de guvernare din 2009, puteți să mă blamați pentru asta, dar și-au fost alegeri în 2010, pe urmă au mai fost în 2011, pe urmă locale, deci referendum, deci de fiecare dată era întrebarea dată și deși era o coaliție destul de bine formalizată, cu multe documente, domnul Boțan o să spună acuși unele chiar ascunse, dar din punct de vedere mecanismului era o muncă acolo, deci era un format de negocieri, erau niște acorduri și parcă apărea tot timpul discuția asta, dar haideți candidat comun. Și când te așezi, toată organica asta a partidelor, diferențele sunt foarte mari, rivalitățile. Și atunci apare o întrebare foarte simplă. Deci dacă merită într-adevăr să lucrezi, atunci când știi că fiecare din cei care participă face niște concesii acceptabile pentru sine și nu apar frustrări foarte mari. Fiindcă dacă faci concesii mult prea mari, da, și cel care vrea să susțină și cel care trebuie să susțină, atunci începe să apară. Asta e teoretic vorbind. Acum ce se întâmplă la noi, sigur că 2016, toți fac referință. Deci candidatul comun în 2016 are un arhitect, să spunem așa, un trigger, cum zice în engleză, pe nume Vladimir Gheorghevici Plahotniuc. Și dacă nu era el și cu toate... cu toate represiile care le făcea, frica asta care o băga în oameni, deci nici nu se mai gândea nimeni la multe detalii de proces. Sigur, un gest foarte matur din partea platformei, da, domnul Năstase, s-au discutat, au fost exemplare într-un fel. Din punct de vedere unui candidat comun, eu eram la PRDM atunci, știu că și noi am făcut acest gest, n-am regretat niciodată lucrul dat. Deci sigur că parcă credeam mult în victorie, dar simțeam că s-au băgat, așa zisele, susțineri, s-au jucat rolul său. Poate am subapreciat rolul lor. Asta este o parte. Deci, uitați-vă, din alt punct de vedere, noi avem mai multe partide care se află într-un moment mai dificil, au ratinguri mai mici, altele sunt nou create sau reformate, să spunem așa. Sigur, pentru ei participarea contează foarte mult. Este un exercițiu electoral. Ai posibilitatea să te promovezi. Acum cei care spun că
câștigă Igor Dodon sau este în favoarea socialiștilor? Într-un fel da, într-un fel da, nu doar din punct de vedere politic sau al matematicii pure. Deci și asta contează, am spus. Dar cel mai mult ce contează este schimbarea agendei publice. Iată, noi deja avem 20 de minute și cam despre asta discutăm. Da. Orice discuție despre agenda electorală, candidat comun, ce-o zis Andrei Năstase, Maia Sandu, Octavian Țicu, știu eu cine acolo, este în favoare. Înțelegi? Discuțiile înțeleg politice, da. Fiindcă ceea ce trăim noi acum, ceea ce trăim noi acum, este o situație absolut inedită. Deci problemele care, în care noi alunecăm așa destul de rapid sunt foarte, foarte, foarte mari. Și nu sunt doar cele aparente care noi le vedem și le citim. Deci noi riscăm să ajungem cu categorii foarte mari de populație la limita subzistenței, deși conform standardelor eram deja, să spunem așa, nu că bine, dar ieșisem noi din categoria țărilor care aveau o rată foarte mare a persoanelor săraci care trăiesc la limita sărăciei. Deci noi vom avea acest lucru, fiindcă sunt chestiile structurale, declinul economic, problemele din agricultură, neadaptabilitatea totală a statului, nu s-au întreprins niște măsuri care să ajute categoriile date. Deci și ei știu asta. Ei văd că nemulțumirea față de actul guvernării, act de guvernare asumat pe deplin, politic, plenipotențial de Igor Dodon, în pofida responsabilității constituționale, vă zice domnul Boțan. Salut. Cred că o să spună chestia asta. Deci, el asumat în noiembrie, când s-a schimbat guvernul, noi dăm amuș Harvard, e că noi asertăm profesioniștii. Da. Și e că profesioniștii, da, a venit pandemie care nu depinde de ei, dar scrutinitatea sau, să spunem așa, monitorizarea societății a fost foarte intensă. Cred că foarte mulți din acești profesioniști au descoperit că oamenii au internet. Unii dintre ei nu știau acest lucru și foarte mulți oameni din Moldova au internet. Și chestiile astea cu bețișorul, spui una, face alta, nu prea merg acum. Deși ei încă în continuare consideră că mai merge chestia dată, dar cred că cei care se ocupă de analize în stafful domnului Dodon văd lucrurile date, fiindcă dați-mi un domeniu în care este ok. Dați-mi o intervenție, hai să spunem, un sector, că nu e timp. O intervenție. Este complicat să aduci exemple, da, de intervenții bune. Și atunci este ideal, pur și simplu ideal pentru un candidat la președinție, ca în studiouri, să apară cărcoteli despre candidat comun sau necomun și așa mai departe. Sigur, partidele au drept. Sigur, cel mare trebuie să cedeze cel mai mult. Sigur, sunt niște favoriți. Sigur, că asta e matematica. Deci nu, cum spunea domnul Sturza, nu știu, la acest post de televiziune sau la altul, eu nu obișnuiesc să citez contemporan foarte des, dar mi-a plăcut. Este un fenomen. Deci au fost un șir de acțiuni care au așezat lucrurile așa cum sunt ele și sunt niște cifre, sunt niște preferințe. Bun, spuneți-ne, cum credeți că ar trebui să se, care ar trebui să fie comportamentul celor două forțe politice, PAS și Platforma, da? Astfel încât să nu ne pomenim cu ceea ce zicea domnul Boțan, cu absenteism foarte mare în turul 2. Pentru ca aceste forțe politice să nu se antagonizeze. Ce ar trebui să se întâmple? Sau care ar trebui să fie mesajul societății, eventual, poate să le-l transmită acestor forțe politice? Pentru că ceea ce se vede, și e un început abia, mie nu mi se pare ok. Eu n-aș risca să le dau sfaturi cum să stea la masă și să găsească numitor comun, pentru că sunt convins că este inutil. Colegul l-a menționat, da? Anul 2016, sub presiunea și frica de Pahotniuc, domnul Andrei Năstase a făcut acel pas și orice s-ar spune, a fost cel mai lucid lucru, pas și înțelept. Este convingerea și știu acest lucru din surse din interiorul Partidului Democrat.
Marian Lupu era pregătit să câștige alegerile, dacă, pentru și sondajele arătau spre sfârșit că ratingurile... Dacă ieșea Lupu cu... Nu, dacă rămânea Andrei Năstase, deci înjumătățea scorul doamnei Sandu, iar Marian Lupu putea fi tras în turul 2 cu Dodon și atunci șeful statului ar fi fost... Ok. Deci asta a fost o chestie făcută extraordinar de frumos, elegant și așa mai departe. Eu n-am înțeles de ce, de exemplu, în circunscripția 38, PAS nu a cedat. Era o ocazie atât de frumoasă să cedeze candidatul comun. La Hâncești aveți? Da, la Hâncești. Și era oarecum echilibrată situația. Da, vedeți, iată, avem oportunitatea. Bun. S-a făcut acest lucru pentru municipiul Chișinău și chiar Andrei Năstase a câștigat. A doua oară, iarăși, s-a făcut, dar nu ar merge. Dar puteau să facă, de exemplu, acest pas în întâmpinare și aveau un deputat, cei din blocul acum, suplimentar, și cumva se egala. Și, da. De exemplu, Maia Sandu, doamna Maia Sandu, puteți spune, Andrei, te-am susținut de două ori la Chișinău, te-am susținut în Hâncești, parcă ne-am egalat. Hai acum să vedem. Deci sunt lucruri. Deci e vorba de calcule, exact cum spune colegul. Chestia asta nu s-a făcut. Acum, dacă ne uităm la cei din platforma, da, se vede că au această, nu vreau să folosesc cuvinte tare, caut substituente, da? Plicam ciudă. Ați spus-o dumneavoastră. Okay. Da? Și chestia asta lasă o amprentă care poate în cel eventual în al doilea tur de scrutin să aibă efecte negative pentru rezultatul final. Dar astea sunt exemple, că trebuie în politică, părere, Vadim e politician, a fost politician activ, eu n-am fost niciodată politician și cred că nu voi fi politician, dar stând și privind lucrurile dintr-o parte, mi se pare că sunt momente când trebuie să fii principial și să nu cedezi, dar sunt momente când trebuie să faci cedări, având în vedere că chestia asta ți se întoarce. Da, mai ales că în acest studio, ambii lideri politici, Maia Sandu și Andrei Năstase, au recunoscut la aceeași masă, în această emisiune, au spus că a existat o înțelegere în iunie 2019, că dacă Maia Sandu devine premier, pasul îl susține pe Andrei Năstase. Domnul Andrei Năstase trebuie să știe, să înțeleagă un lucru, că dacă nu ceda atunci, erau terminați ambii. În 2016. Sunt convins, erau terminați ambii. Da, probabil. Și vorbesc ca politicieni. Deci, domnul Andrei Năstase nu ar trebui să regrete în niciun fel faptul că a cedat atunci. Dar îl înțeleg atunci când spune, domnul, sunt momente că puteți demonstra, puteți arăta că sunteți parteneri, că vă pasă de cei cu care ați fost împreună și așa mai departe. De aceea trag linia aici și spun, eu nu văd cum aceste două grupări politice, două partide politice pot găsi acum numitor comun. Trebuie să se mai întâmple ceva foarte, foarte periculos pentru ambele formațiuni, ca ei să înțeleagă că dacă nu-și unesc eforturile, lucrurile vor fi și mai proaste. Adică să se întâmple ceva care să-i facă să creadă, de exemplu, că Igor Dodon ar putea forța victoria din primul tur. Și atunci asta i-ar face? Nu cred că să-și unească cumva eforturile? Nu. Dacă ar exista riscul ca domnul Igor Dodon și formațiunea domniei sale să câștige o majoritate parlamentară după asta, asta i-ar face probabil să stea împreună. Dacă asta ar avea. Și subiectul ăsta tot e interesant în contextul discuțiilor apropo de anticipate de care o să vorbim mai spre sfârșitul emisiunii. E interesant ce spuneți. S-ar putea să apară și o astfel de situație. Okay. Pentru că se tot discută despre eventualitatea demiterii guvernului Chicu aici este un lucru foarte important și din punctul meu de vedere principal. Vorba e că domnul Chicu, atunci când a venit în Parlament ca să obțină votul de încredere a deputaților, în programul domniei sale de guvernare e scris foarte clar până la alegeri prezidențiale. Acum eu nu știu cum... Așa a spus atunci domnul Chicu, după asta domnul Dodon a... E scris în document. Deci, a rectificat, ca să zic este așa. Documentul... Este argumentul formal, într-un fel. Da, este în document, e scris. Dacă îl citim documentul, vedem că acest partid are
acest guvern are mandat de la Parlament până la alegerile prezidențiale. Asta e scris. Eu nu știu cum va interpreta eventual Curtea Constituțională, dacă cineva s-a adresat, ce înseamnă. Dacă i-am dat mandat și programul e pentru respectiv, pentru perioada respectivă. E politic, nu poate, nu e din materia curții chestia asta. Eu nu știu. Nu știu. De fapt, la noi, nu, n-aș crede. No, este un document politic. Este un document politic, dar el formal a obținut mandat de la Parlament pentru un an de zile. El l-a cerut și l-a obținut pentru un an de zile. Acum eu pot să vă întreb, da, e document politic, nu se spune. Dar ce face guvernul după ce trece un an de zile? El nu are program. Respectă Constituția, el are, își face alt program de tranziție. Constituția spune că se continuă, nu scrie că guvernul stabilește termenul. Pornind de la premiza că nu am îndeplinit programul, continuăm să-l... Despre toată treaba asta o să discutăm un pic mai încolo cu situația în care s-a pomenit guvernul și majoritatea parlamentară în general. Da, haideți să începem discuția înainte de publicitate, începem să vorbim un pic despre situația stângii politice de la noi, ca să înțelegem și situația de pe acest eșichier politic. Eu cred că este pentru prima dată când Igor Dodon are o concurență pe stânga politică în alegerile prezidențiale. În 2016, din câte înțeleg, nu a existat... Moscova a avut grijă să-i aranjeze pe toți concurenții electorale astfel încât Igor Dodon să nu aibă foarte mari surprize. Data asta lucrurile se complică. Am văzut că a apărut Renata Usatăi cu discursuri foarte interesante și anti-Dodon pe stânga, care i-ar putea lua niște voturi. Nu am înțeles exact încă care este situația cu participarea sau neparticiparea domnului Voronin. Dar din felul în care a formulat niște propoziții la un post de televiziune, am înțeles că s-ar putea să candideze și el. Și atunci se cam subție felia lui Igor Dodon în această campanie. Luăm pauză de publicitate și revenim cu stânga politică. Suntem din nou în emisie directă. Am zis că vorbim despre situația în care s-a pomenit stânga în această perioadă. Spuneți-ne dacă se complică situația domnului Dodon în aceste alegeri, comparativ cu 2016? Probabil da, pentru că în 2016 noi știm că domnul Dodon a avut un susținător din umbră și acest lucru l-am auzit chiar de la domnul Candu, care l-a spus... Care atunci era în interior. Da. A spus foarte clar, domnule, toate lucrurile s-au aranjat așa că dacă nu Marian Lupu, după ce și am discutat despre acțiunea lui Andrei Năstase, atunci domnul Dodon. Acum situația e puțin diferită. Așa cum spuneam, domnul Renato Sată și membrii partidului domniei sale preferă să nu se identifice ca partid de stânga. Dar oricum... Este perceput, da. Un alt concurent serios este Partidul Șor. Partidul Șor, să vedem dacă Partidul Șor își înaintează candidatul, pentru că am văzut că atacul asupra, așa cum consideră ei, asupra lor s-a făcut împotriva Orhei Lendo. Și exact... Asta e un simbol al Orhiei. Da. Al Moldovei. Da. Da. Dacă în campania electorală din circunscripția 38 din luna martie a fost scos candidatul partidului Șor pentru că transporta oamenii de la Hâncești la Orhei, vă dați seama ce înseamnă acum vara când oamenii vor să iasă împreună cu copiii să se distreze. Și trebuie să recunoaștem că măsura a fost absolut neadecvată. Deci era un parc. Deci la Chișinău parcurile erau împachetate cu oamenii. Iar dacă ne referim la petrecere de familie pe care ați pomenit-o dumneavoastră, chiar lucrurile... Da, dezechilibru e mare. Da. Dar acolo principalul instrument sunt totuși magazinele sociale. Cadoul... Da, dar dumneavoastră credeți că... Eu am auzit iarăși tot felul de speculații că în momentul acesta sau în perioada asta ar avea loc niște discuții neoficiale între Partidul Șor și Igor Dodon pentru
Și am văzut declarația, dacă nu greșesc, din iunie a lui Igor Dodon, care zice că nu va participa la aceste alegeri prezidențiale din 1 noiembrie din partea PSRM-ului, dar va fi propus sau susținut de mai multe partide. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Și în context cu ce legătura pe care o faceți dumneavoastră cu partidul Șor, am zis, da, poate. Domnul Dodon va participa în calitate de candidat independent pentru că Curtea Constituțională a adoptat o hotărâre. Ah, da, el nu are voie. În 2017, apropo, la cererea domnului Bătrâncea, colegului domnii sale, atunci a fost modificat codul electoral, vă amintiți, înainte de alegerile în 2016, care l-a forțat pe domnul Dodon să părăsească partidul Chipurile, da. Dar domnia sa ne demonstrează că, de fapt, el rămâne, iar un an mai târziu, domnul Bătrâncea s-a adresat Curții Constituționale, care în decembrie 2017 a spus, domnule, niciun fel de relații cu partidele. Acum, acea hotărâre se crede că ar fi principalul impediment pentru ca domnul Dodon să fie candidatul Partidului Socialiștilor. Cred că tocmai prin asta se explică pauza. Uh-huh. Domnul Dodon încă nu și-a înregistrat grupul de inițiativă, deși toată lumea zice... Da, a zis până pe data de 10 că rezolvă problema asta. La ce trebuie inițierea unei reforme constituționale dacă nu are de gând să participe la alegeri. Deci, da, cu certitudine va participa, dar să vedem în ce formulă. Și e adevărat ceea ce spuneți, are doi concurenți cu ratinguri substanțiale. Deci, eventual, dar l-ați exclus pe Voronin. Credeți că... Domnul Voronin a făcut o declarație încă în 2016, în luna martie, că trecerea la alegerea directă a șefului statului este ilegală, anticonstituțională. Și el într-un fel nu și el o acceptă și partidul nu... domnului Tkaciuk. Domnul Tkaciuk, din câte știu, este principial din acest punct de vedere, nici nu vrea să audă de... Irevocabil, da. Iar domnul Voronin a mai lăsat așa, să zicem, portițe deschise, dar de fiecare dată când a avut ocazia, a fost foarte dur față de acea modificare. Eu am văzut ultima emisiune la care a participat el, unde a lăsat portița larg deschisă pentru... Și a zis că foarte curând vom afla dacă îi participă sau nu participă la aceste alegeri. Deci, din punct de vedere a principialității, atunci, nu știu, eu cred că domnul Voronin înțelege care sunt șansele să câștige alegerile. Adică să nu câștige alegerile. Da, să nu câștige alegerile. Să se lanseze într-o campanie doar pentru a-i face concurență domnului Dodon, cred că... E mai jos decât demnitatea fost președinte. Pentru ponderea domniei sale de președinte, adevărat președinte, pentru că el a tras partidul și așa mai departe. Eu cred că aparițiile în spațiu public cu săgeți critice la adresa domnului Dodon pot fi mult mai eficiente dacă vrea cumva să se răzbune pe domnul Igor Dodon decât să neparticipând. Cred că asta e. Da. Cred că va demare. Credeți că... Mi-aș mai tare îmi place să-l ascult pe domnul Bolțan, că m-a relaxat deja. Acasă, da. Da. Spuneți-ne dacă credeți că lasă Dodon pe usată în această competiție electorală. Pentru că am văzut că în tot felul de... Se încep agitații din astea cu dosare legate de Landromat, în tot felul de situații în care vizat usatăi. Sigur, el... Care îl cam încurcă. Are anumite chestii, dar dacă vorbim din punct de vedere politic, el nu are încotro decât să fie contracandidatul lui Igor Dodon. Cu așa o tiradă de dosare din partea Federației Ruse, care tot dumnealui din timp spunea că sunt cumva intenționat, să zicem, presate sau impuse acolo ca să, să facă un parteneriat cu el. Sigur că nu are, deci e simplu, ori la livzaxele procuratorul, dar aici nu merge. Acum problema este foarte mare în altceva. Noi nu suntem siguri unde, de la cine ia voturi de domnul Satăi. Vreau să vă spun că nu există așa o formulă că iată hop și o luat să duc 99% din cei care votează cu Igor Dodon. Credeți că... Nu, există foarte multe electorat nuanțe. Pro-european ar vota pentru Renato Satăi? Noi când spunem pro-european, fiecare din noi are o reprezentare proprie la ce înseamnă pro-european.
Deci sunt oameni care le place stilul, vorbirea, limbajul, activismul ăsta, nu știu cum să-i spun eu, nici n-aș zice că e limbaj, nu vreau să... Comportamentul politic. Sigur că mie nu-mi place așa ceva. Deci acolo sunt diferite nuanțe. Deci electorat pro-european, eu n-aș face distinția asta atât de clar. Deci, clar eu asta vreau să înțeleg. Care este segmentul lui de electorat? Înțelegeți, segmentul de electorat se schimbă și în funcție de perioadă. Dacă dumneavoastră ne întoarcem la ce se întâmplă în țară la noi, înțelegeți? Omul simplu astăzi trăiește cu faptul, se teme, nu se teme de virus. În țara asta, poți să omori un om și să mergi în libertate. Poți să furi. La Atrium, de exemplu. Și să ieși fi în libertate. În țara asta, instituțiile care ar trebui... Dacă nu te ajute, măcar să nu te încurci. Să faci ceva, te încurcă, te mulg, îți iau, îți încurcă, îți pun bieți în roate și așa mai departe. Indiferent, cât îți protejează drepturile sau tu ești un om de afaceri. Și atunci, pe fundalul votului de protest, apar... Acum, așa, o perioadă care o trăim noi acum, evident că ea ascute sentimentele astea în rândul populației de dezamăgire. Și dezamăgirea asta și dezinteresul lent se transformă chiar într-o, să spunem așa, într-un răspuns violent. Și omul caută mesajul cu care să rezoneze. Și aici foarte mult contează abilitatea politicienilor de a vorbi în emoția pe care o are omul, în limbajul pe care îl are el și așa mai departe. Și cred că pe asta mizează domnul Satăi. Eu am o părere aparte despre el, fiindcă eu am făcut politică când lui făcea șmecherii nu chiar legale, ilegale absolut și nu vreau să-l... Și eu consider politica trebuie să fie curăță. Dar la noi deja s-a trecut de limita asta, știți? La noi limita deja e ca la, nu știu, GobStop Bank. Noi avem deja oameni cu ce vreți, care vreți probleme, care participă în alegeri. Este anormal. Asta nu s-ar întâmpla nici în Ucraina, nici în parteneriatul estic în țări. Când tu ai un candidat care este, știți cum zic, eu nu sunt jurist, nu sunt avocat, dar am precis, spun că cele mai bune dovezi sunt care documentale, e cu locul, video-audio recunoaștere, fizic transmitere de ceva, denunț. Deci ai, cum zice, pachetul, full house, da? Și mai departe ne facem că nu-i nimic și ne ducem înapoi. Deci în altă parte cineva măcar demisia s-ar dau. Exact, da? O chestie de asta circulă pe jucăm internet. Jucăm șahmate, înțelegeți? Da? Nu, bun, știi că spun și eu că jucăm șahmate, vă spun. E că eu îl cred că jucăm șahmate. Cât mă cred pe mine că astea erau șahmate? Eu nu știu, n-am cercetat chestia asta, dar aș fi curios să văd lucrurile date. Însă de ce în continuare nu există presiunea asta? Aveți dreptate din cauza că totuși concurența pe stângă nu este atât de mare. Dacă mă întrebați din partidele existente care mai mult ar călca pe același electorat, eu mai din grabă aș înclina că Renato Satu da într-un fel, dar la el poate să ne merească în mrejele lui electorat și de altă formațiune, de alt format. Mai ales că el își mai schimbă și limbajul. Deja da, și am văzut și aseară la noi, la colegul nostru în emisiune, încerca cumva să se debaraseze de ștampila asta de partid pro-rus. Eu nu cred că el era tare pro-rus. Nu înțeleg în genul ce fel de partid era asta. Deci doctrina, domnul Bățanu să spună, dar... Vă uitați la sigla partidului și vedeți că... Cel care calcă pe electoratul de stânga mai mult este partid ușor, dar din alt punct de vedere, nivelul de probleme pe care au membrii acestui partid și pârghiile posibile de presiune asupra lui este enorm de mare, da? Deci nu putem să spunem ce o să se întâmple într-o săptămână sondajele sau în două sau în trei. Dar ei, într-adevăr, cu agenda socială, cu faptul că apără Orhei Landu, care înseamnă copii, familie și așa mai departe, ei se pleiază mai mult pe această zonă și inclusiv în anumite regiuni unde sunt ei mai activi, că partea bună totuși că nu s-au împânzit chiar pe toată țara, deci publicul lor, prin rețeaua care au făcut-o de magazine, deja au promovat-o foarte intens, este totuși sunt persoane de vârsta a treia, care iarăși, eu n-aș spune că toți sunt votanții lui Igor Dodone. Deci este o mică nuanță. Nu toți, mulți, da. Acum, de ce, având la activ full house-ul ăsta de probe, care măcar să fie cumva investigate, sau cel puțin să nu-ți dea, voie tu așa să vii, să-i înveți pe test ce trebuie să facă, în momentul în care ai instituții disfuncționale, sau practic, nu știu, pierdute cumva, amorfi. Nu știu dacă sunt amorfi, ele sunt foarte fit, da?
Acolo lucrează oameni foarte interesanți, știți, ei sunt foarte bine echipați, foarte bine o duc, tot e normal. Deci nu cred că ele sunt amorfi, stau lehniți de foame acolo prin toate instituțiile astea de forță. Nu, ei sunt ok. Pur și simplu, direcția lor de activitate este total diferită de cea care o așteptați dumneavoastră, eu sau domnul Boțan sau populația Moldovei. Cu mici excepții, probabil, dar aceste excepții sunt mai degrabă, să spun eu, la marja erorii statistice, decât excepții adevărate, da? Și atunci, când nu există aceste instituții, când aceste instituții sunt gelatinoase și se pierd în alte chestii, apare opoziția politică. Eu am avut ocazia, de exemplu, vreo 2 ani în urmă, să discut la un eveniment cu cineva din justițiare din România, că nu-i doar vorba de doamna Mancovei, erau și alți oameni acolo, era o instruire în training. Și eu, evident, făcând parte dintr-o familie politică, spuneam, uite că guvernările fac asta, fac asta. Și acel justițiar, fiind o discuție neformală, mi-a zis că nu, să știi că opoziția foarte mult contează. Foarte mult contează. Când știi că ai instituții disfuncționale, deci opoziția este cea care împinge partea asta. Și atunci, opoziția noastră de dreapta și-a făcut meseria bine. Deci, pe segmentul lor, ei au acoperit tot ce este. Dar este segmentul ăsta mai de stânga, unde trebuie să vii cu altă abordare, trebuie să vii cu alt limbaj, trebuie să vii cu alt fel de mecanism de lucru. Și aici concurența pe stânga este destul de mică. Domnul Voronin, după mine, el este cel mai cotat concurent, aș zice eu, și-ar putea, dacă participă, să fie marea surpriză a campaniei. Uh-huh. Dar pe stânga am în vedere. Dar sunt două nuanțe foarte importante și mă întorc la ceea ce a zis domnul Boțan la colectarea semnăturilor. Da. Este un exercițiu extrem de complicat pentru partidele care nu au structuri teritoriale de intense și Partidul Comuniștilor, din păcate, a cam pierdut o bună parte. Nici nu știu ce a mai rămas din ceea ce au ei. Mai luăm o scurtă pauză de publicitate de data asta și revenim. Revenim la discuție. Vreau să mă întreb de chestia asta. Întotdeauna Moscova a avut grijă ca în această zonă, în general, nu doar în Republica Moldova, miza Moscovei, miza electorală a Moscovei, să fie fără concurență. Iată că de data asta se întâmplă un pic altfel și întrebarea firească care apare este ce s-a întâmplat. Nu mai este Dodon miza Moscovei în Moldova? Sau care e treaba? De ce nu este? Eu cred că este. A rămas? Sigur că da. Au apărut tot felul de zvonuri că nu mai e privit la Kremlin așa cum era la început. Pot fi nemulțumiri, dar asta nu înseamnă că au substituent pentru domnul Dodon. Uh-huh. Vedem cât de des merge domnul Dodon la Moscova, vedem ce avansuri face și a făcut întotdeauna domnul Dodon Moscovei, Kremlinului. Acum ultimul lucru, știu, și-l discută toți, cred că și copiii, da, legată. E gata să meargă, să se vaccineze. Deci sunt lucruri care vorbesc de la sine. Dar Vadim s-a referit la electoratul lui Renato Osatui și la comportamentul electoral al stângii. Da. Noi putem opera cu statistica, cu datele statistice. Noi știm cum se comportă acest electorat. Noi cam știm aproximativ. Sigur că există marja de manevră pentru un segment de oameni care, da, pot să voteze așa și așa și așa, cum spunea doamna Marian Lopo. Dar, în general, e destul de monolit. Da. Sunt două centre puternice de atracție. Moscova și Bruxelles, axa Bruxelles-București. Da. Și are loc această stricție, adică orientarea oamenilor spre aceste două centre de atracție. Iar în 2014 noi am văzut cum a funcționat acest mecanism când domnul Dodon a susținut anexarea Crimeei și imediat de la ratingul de 0,5% în aprilie a ajuns la 20% în octombrie. Este adevărat că Renato Usatăi avea un rating mai înalt și dacă Renato Usatăi nu era scos din jocul electoral, și știm că cine l-a scos, domnul Plahotniuc a recunoscut public acest lucru, da, într-o instanță din Washington, da. I-a făcut un cadou, de aceasta arată că relațiile erau foarte strânse și foarte puternice. Iată că după scoaterea lui Renato Osatui, jumătate din electoratul Partidului Comuniștilor, apropo, de ce spun acest lucru? Pentru că sondajele din aprilie arătau că Voronin
era favoritul principal al alegerilor parlamentare din 2014, 45%. Da. E greu de imaginat. Da, da. Și din 45%, domnul Voronin s-a ales cu 17%, toamna, 20% domnul Dodon, și 5% le-a furat Partidul Comunist Reformator. O altă căpușă care... Deci, iată... O găselniță, da, electorală. Cum în câteva luni de zile, cel mai puternic partid din Republica Moldova a fost... Dar asta arată că totuși electoratul, comportamentul electoral poate fi prezis, poate fi modulat și modelat ca să se comporte într-un fel sau altul. Și noi vedem acest lucru și acum. Nu există niciun fel de dubii că domnul Igor Dodon este susținut de Kremlin. Pur și simplu nu există un substituent. Vedem că presiune, cel puțin Renato Usat îi pretinde că presiunile care se fac asupra domniei sale de către Moscova sunt pentru a-l scoate din cursă și a-l favoriza pe domnul Dodon, și în linii mari s-ar putea să-i dăm dreptate domnului Usatăi. Acum vedem că și domnul Dodon s-a schimbat. Nu știu, dumneavoastră ați fost la întâlnirea cu jurnaliștii care a fost la Condrița? Nu, e pe mine numai... Da, da, dumneavoastră. Eu niște șoncă nu mănânc. Pentru sănătate, e bine pentru sănătate. Deci el a recunoscut, da, eu m-am schimbat, am devenit mai puțin radical, da, și da, acest da. Lucru se simte, da? Să fim în relații bune și cu Estul și cu Vestul. Da, da, da. Vechea poveste. Da, de ce trebuie să ne certăm din cauza denumirii limbii când vorbim aceeași limbă, chiar dacă unii o numesc într-un fel sau altul? Și noi înțelegem spre ce conduce acest comportament al domnului Igor Dodon. Împăciuitor, dar care are pâinea și cuțitul în mâine, are tot factorul administrativ și îi oferă alegătorului, cel pensionar, un 900 de lei înainte de alegeri, medicilor și profesorilor promisiuni, da, și așa mai departe. Da, lucrurile astea, deci, ele contează. Da, ele contează, dar trebuie să recunoaștem că cumva accentele se schimbă și am văzut... Și nu se știe dacă oamenii vor înțelege că este un truc electoral asta cu 900 de lei. Probabil că unii vor înțelege, dar mulți... Păi chiar domnul Dodon, chiar și domnul Dodon și socialiștii spuneau acest lucru în ajunul alegerilor din 2019, atunci când trucul respectiv îl folosea domnul Vlad Plahotniuc. Da, da. Atunci de ce ar trebui să se... și cu scrisorica acasă, da, trimis, da, 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 pensionarilor, da, da, mi-am amintit acum. Da, sigur că... Așa că lucrurile sunt interesante. Mergem spre centrul eșchierului politic ca să analizăm și ce se întâmplă acolo, după care o să vorbim un pic și despre eventualele alegeri parlamentare anticipate. Sper să ne ajungă vreme. Deocamdată pe centru avem o situație interesantă, ca să zic așa. Domnul Andrean Candu a anunțat că va candida la aceste alegeri prezidențiale. Și prima întrebare care mi-am pus-o eu a fost, da, el pe ce mizează după cele întâmplate în iunie 2019, când el era acolo, în interiorul Partidului Democrat? Ce, se crede chiar că toată lumea a uitat, a șters cu buretele tot ce s-a întâmplat atunci? Pe ce mizează Candu? Eu nici nu știu ce să vă spun. Ce poate să mizeze? Dacă e pur așa tactic organizațional, probabil că au partidul nou creat și trebuie să se manifeste, cum zice. Deși alegerile nu sunt olimpiadă, înțelegeți? Totuși e o diferență foarte mare și migrația nu e turism. Dar probabil că prezența trebuie să fie, ești prezent, mai stai acolo, știu, te promovezi, este ocazie bună să te promovezi. Dar în genere, dacă mă întrebați în centru, stânga, toate chestiile astea, noi din păcate nu avem partide de stânga. Partidul Socialiștilor nu este un partid de stânga. Partid Social-Conservator, da. Deci nu este un partid de stânga. Uh-huh. Deci el nu are agendă socială. Partidul Socialiștilor astăzi este partidul care apără boierimea cleptocrată din Republica Moldova. Partid mic burghez. Partidul Socialiștilor este unicul partid în ultimii, cred că, 10 ani, inclusiv PD-ul, timpul Plahotniuc, lupta cu corupția. În felul lui, în sens, în ghilimele, el avea asta. Care practic nu vorbește despre asta. Noi l-ați auzit, domnul Bolțan, pe domnul președinte de țară sau de... Să crească, păi, de corupție, eu spune faptul, de... Noi avem o problemă foarte mare în țara asta, înțelegeți? Nivelul de... Nici nu e corupție în fond. Deci noi avem o exploatare feodală a instituțiilor, legilor, proprietăților statului. Uh-huh. Eu am impresia că dacă s-ar închide câteva robinete
de la întreprinderile de stat, începând cu metale este feroase, de le privatizează, nu vrea nimeni să privatizeze, telecomuri, Moldovei Gaz, nu știu cine, jumătate din cei care fac politica asta nu se mai vrea să facă. Înțelegeți? Dacă mai scoateți încă schemele de contrabandă cu Transnistria, cu nu știu ce acolo, adică încă o treime n-ați vrea să fac. Spuneți că fac politică doar pentru că le vin bani. Cea mai mare problemă, dacă spun după mine, este asta. Că cel mai profitabilă afacere în acest mijloc de Europa, în această mică țărișoară frumoasă în care suntem noi, cel mai profitabil business este politică. Așa. Da. Înțelegeți? Deci Partidul Socialiștilor nu are agendă socială. Am înțeles noi asta. Noi ați văzut o chestie, ceva acolo, hai să ne gândim un pic, ce facem noi cu educația, ce facem noi cu sănătatea, ce bun. Da, ei au pus acolo profesioniști, așa cum zici, eu totdeauna să repet cuvântul ăsta, profesioniști, tehnocrați. I-am pus acolo, da, deci asta este o mare problemă. Bun. Este o tragedie, dar nu, eu vă spun care este problema, da? Fiindcă în concepția acestui guvernării axii, ca să nu critic doar un candidat, guvernării în integral, ei consideră că toată această burghezie, cum zice domnul, o să fiu numit mâine stângist eu, cred că, emisiune, dar nu-i prima dată. No. Toată această burghezie cleptocrată, da, coțească, este aliatul lor. Și aici domnul Dodon are dreptate. Ei sunt mulți. Noi am făcut o greșeală conceptuală. Noi am crezut că dacă pleacă Plahotniuc, cum spun, problema instituțiilor o să dispară de la sine. Nu. El evident că a fost, cum să zic, a depășit niște limite care nici comentatorii cei mai creativi nu au putut să le gândească la un da. Moment. Dar problema noastră este că noi avem sute, mii probabil de funcționari, așa zis justițiari, care în genere folosesc instituțiile doar în interese meschine. Și dacă noi considerăm că chestia asta nu se vede sau nu se simte, da, e această, cum să spun, acest strat, această clasă de oameni care trăiește într-o scumpetie exorbitantă, care trăiește și se bucură cu totul de alte standarde de viață decât poate să viseze 99% din cetățeni, ei sunt un aliat foarte important. Domnule Boțan și domnul Călugrean. Ei sunt un aliat foarte important, fiindcă ei au inclusiv și mass media, câte acolo, un televizor, nu știu ce, un site sau alte chestii. Da. Și ei dacă se pornesc împotriva dumneavoastră, nu rămân nici penele. Și atunci să țineți minte că s-ar putea să avem și o surpriză. Cel mai atacat candidat să fie și în cele din urmă și cel mai preferat de către oameni. Fiindcă nivelul de dissatisfacție a ajuns la un nivel foarte înalt. Da. Dacă mâine se deschide țara, dacă se deschide pandemie, eu mă tem că o să pleci și cei care nici n-au avut în plan să plece. Da, și asta este o problemă. Numai o secundă, eu vreau să revin un pic la ce discutam. V-am lăsat pentru că ați deviat, că vorbeam un pic despre altceva, dar era o idee care mi-a plăcut și v-am lăsat să continuați. Dar revin la centru. La centru vă spun, este Partidul Democrat. Și în concepția, cum spun, în teoria politicii moldovenești, să fii partid pe centru, asta înseamnă tot timpul să fii la guvernare. Sau să faci balama, tot posibil să fii acolo. Și cam asta e sensul. Restul nu contează. Asta e cam în stilul domnului Deacov, așa cum... Domnul Deacov, da, în 1997, când a lansat partidul, asta și spunea. Da, noi vrem să fim deținătorii, el spunea mult mai elegant, deținătorii acțiunii de aur. Da. Deci e una, dar au nevoie de ea și stânga și dreapta. Sau, mai este încă o situație. Înțelegeți, simbolul Partidului Democrat trei trandafiri. Și e că este un trandafir, domnul Candu cu partidul său e a doilea și am înțeles că acum acolo a treilea. Asta e că castiema la Mercedes. Poate într-un fel, da. Trandafirul avem un buchet, da. Un buchet. Da, da. Eu vreau să vă întreb dacă, nu degeaba v-am întrebat de domnul Candu, vreau și semnalele pe care le am eu și să le pun cumva cap la cap cu răspunsul pe care o să mi-l dați. Mașinăria asta aducătoare de voturi care a funcționat în perioada lui Plahotniuc, credeți că ea gata, a dispărut, ea nu mai funcționează, oamenii ce a uitat cum se numeau ăștia regionali care se întâlneau și făceau, puneau lucruri la cap la cap. Dumneavoastră credeți că ea nu o să funcționeze în favoarea lui Candu în perioada asta? Eu cred că cum zic, cu toată slăbiciunea acestei guvernări, și într-adevăr a fost o guvernare destul de slabă, deci noi prima dată am văzut când președinte de țară, prim-ministru, președinte, comandant suprem, da. Președinte Consiliului Național de Consiliul de Securitate, Suprem de Securitate, pardon, da. Se plânge la televizor că cineva e fără deputație.
dar mult. A durat cât o lună epopeie ce e. Deci eu prima dată am văzut și eu pe mine mă gândeam, eu deja trecusem prin, cum spunem, tot am vrut să spun un cuvânt urât, urățenia asta de urățenia asta de traseism. Dar niciodată n-am văzut, de obicei, cei care erau la conducere străduiau să ascundă asta. Să zic, nu-i traseism, asta oamenii și-au schimbat opțiunile, da? Cu toate acestea, eu nu cred că ei au resursele astea. Noi încă trăim într-o zi, nu au, da, au resurse, probabil că este destul de mare, dar administrativi nu pot să spui că le au, fiindcă administrativi resurse sunt la Partidul Socialiștilor, care are foarte mulți președinți de raioane, Partidul Democrat, inclusiv în teritorie, are foarte multe și la nivel de funcții desconcentrate. Și acum am văzut o mișcare a celor doi dați afară sau plecați din Partidul Democrat, da? Care tot acționează în teritorie, am văzut, da? Deci pleacă organizații, jumătăți sau oameni. Deci nu cred că au resursele administrative la care puteau să viseze, fiindcă eu țin minte foarte bine perioada până în 2019. Deci nivelul de presiuni la care erau expuși mulți aleși locali, deci erau inimaginabile. Sigur, o treime la noi sunt care nici nu trebuie să-i sperii. Și nici nu trebuie tare să te chinui, să-i convingi. Așa le dai un semn și îi vin. Sau un plic. Dar cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți oameni, s-a lucrat, cum să spun eu, s-au folosit metode foarte josnice. Eu nu știu cât de mult se știa la centru, fiindcă uneori mi se părea că asta e o paranoie deja. Mi se părea că deja asta e un fel de improvizare locală. De oamenii vorbeau, eu țin minte, eu am discutat cu primarii care au trecut prin colimatorul respectiv și oamenii vorbeau, dar niciodată nu își permiteau să mă spună lucrurile astea în public, că veneau băieții și le spuneau ori treci, ori începem percheziția. Da. Deci se întâmplau niște lucruri. Erau dosare pe cumpărate. Pe ce dosare n-am văzut noi acolo pe în perioada de vară s-au făcut achiziții de la magazin, prin taberele de vară de copii. Eu pot să vă dau multe exemple acolo, da. Cu birotică. Sunt lucruri. Niște sume, spălare de bani acolo, încărcat xerox toner. Cu primarul de Taraclia, cu domnul Filip. Asta în general. Exact, da, cu primărița de la Ghelăuza, doamna Malai. Extraordinar, într-o doamnă și cu probleme de sănătate ținută acolo la penitenciarul 13 și nu vreau să dau niște dame. Asta au fost metode. Nu, dar acum sau din cauza domnului Filip de la Taraclia, cum l-au atacat frontal pe Tapiola. Ah, da, exact. Doamne ferește. Deci și ambasadorul Americii a primit atunci. Toți ambasadorii au primit. Vă dați seama ce miză greșită și prostească până la urmă. Despre domnul Candu. Eu nu cred că domnul Candu și echipa lui sunt oameni care nu fac calcule. Deci ei sunt aici în Republica Moldova oamenii domnului Plahotniuc. Și cred că miza lor este pe percepția de inerție a cetățenilor. Uh-huh. Ei pot veni la oameni și le spună, oameni, mi-a dat domnul Plahotniuc, acum toți îl stigmatizează, da, a plecat și așa mai departe. E mai bine? A avut păcate. Dar toate proiectele pe care le-a început el s-au dovedit a fi proiecte bune. Domnul Dodon și socialiștii pur și simplu le-au preluat. Drumuri bune pentru Moldova. Prima casă. Și așa mai departe. Deci putem să-i punem în cârcă domnul Plahotniuc multe lucruri, dar nu putem să-i refuzăm că îi lucra bine. Da. Și a știut să aleagă din puținele cadre care există în Republica Moldova, a știut să aleagă. Deci dacă ne uităm acum la secretarii de stat, dacă ne uităm la miniștri, practic toți cei buni au fost selectați la vremea lor de către domnul Plahotniuc. Eu cred că domnul Candu poate spune, da, când era domnul Plahotniuc, partidul nostru era cel mai puternic, acum el a plecat, dar conform legii inerției trebuie să rămână, măcar pentru depășirea pragului electoral. E important să se agațe, iar cu pârghiile și cu posibilitățile financiare a domnului Plahotniuc, ulterior poți încerca. Da. Adică mai întâi să contezi, da. După care deci și extinzi. Rămâi, te cramponezi, reziști, da. După care... Okay. Asta am înțeles. Explicați-ne care credeți că este segmentul de electorat pe care mizează Candu? Sau pro-Moldova? Oameni care au fost loiali lui Plahotniuc. Care au fost loiali, care acum, hai să spunem așa,
se pliază pe noua realitate, dar dacă va exista un semnal că situația poate cumva fi refăcută, ăștia vor reveni la cei care, mă rog, eu cred că miza lor e asta și cea mai mare miza domnului Plahotniuc este deocamdată să împiedice aici anchetele care se fac prin oamenii care au rămas în sistem și despre care vorbește domnul Stoianoglo. Iar ulterior, dacă se cramponează bine, pot să încerce să revină și să recâștige măcar ceva din ceea ce au pierdut. Deci eu nu cred că oamenii ăștia pur și simplu flutură. Da, în aceste alegeri, Candu nu mizează pe victorie sau pe... Trebuie segmentul lui să-l vadă, să-l... No, eu... să-l estimeze. Asta eu am o părere un pic diferită, deci sunt de acord cu ce a spus domnul Boțan. Dar trebuie să fie diferită, pentru că altminteri nu e interesant. Nu e interesant, da. Nu din motivul ăsta am altă de părere. Eu cred că miza politică este, Partidul Democrat este slab. Da, cu toate avansurile astea, că au 4, câți miniștri? 5, deși nu se văd. 4, destul de puțin, unii poate sunt mai vocali, cel puțin, nici nu este clar care sunt. Ei cumva, cum Limbaru spune, slilis, da, cu guvernarea, au făcut niște funcții, dar din punct de vedere și ideologic au cam pierdut și mișcările astea. Și adică sugerați dumneavoastră că această intrare a lui Candu ar fi ca să nimicească cu totul Partidul Democrat și să ia acest bazin, da? Este bazinul acela, funcții la toți n-ajung, da? Sunt oameni care stau fără, cum spun, fără orientiri, au nevoie de ceva foarte bine organizat, cu speranță. Doi, sigur că contează foarte mult procesele și anchetele pe tot ce a făcut Plahotniuc și pe furtul miliardului aici în Republica Moldova. Dar eu am dreptul, chiar dacă sunt anchetatori cu care vor binele, chiar să cred că sistemul nostru de justiție, în forma sa actuală, nu este capabil să gestioneze un astfel de dosar cu un astfel de caz, da? Cu atâția bani, să zicem, din simplu motiv că el ușor o să fie penetrat. Eu pot să vă aduc aminte de judecătoria la Cahul. Oai, toată țara și-a făcut. Și se reține dosarul acela. Și la delegații, și la guvern, și la Consiliul Suprem de Securitate. Și? Nu s-a întâmplat nimic acolo. Deci, dacă cineva în Moldova crede că o să vină acest dosar aici în Moldova și o să facă aici, cum din America, teleport o să fie, telemost, cum era în anii 90, asta nu o să întâmple. Fiindcă în permanent o să fie, înțelegeți că nu este băltoacă, asta e gata, asta e tarfenaia balota, te-ai dus, s-o dus tot. Deci, o să găsească o virigă slabă și o să vedeți că, poh, nu-i dosarul, au căzut toate cele 40 de volume de dosar. Și pe de altă parte, problemele pe care le are dumnealui nu țin acum de jurisdicția Republicii Moldova, doar. Am văzut în presă niște... Da, el se află pe teritoriul altui stat. Eu nu vreau să mă dau în speculație. Am văzut acolo, erau treaba lui, este mai multe țări statului care unde se află. Probabil că în Statele Unite el folosește... Acolo este justiție, deci chiar dacă ai fost exonerat de dreptul de a te afla, trebuie să te întorci, ai dreptul să mergi în instanță să-ți să-ți aperi cauza și în perioada asta ești lăsat în pace, într-un fel, dar nu ești lăsat din capul tău, nu faci iuhaha pe acolo. Deci tot există probabil niște restricții. Când tu ești exonerat la așa un nivel de înalt de Departamentul de Stat, plus apare în raportul Senatului, în lista celor 88 de persoane, deci, imaginați-vă câte organizații neguvernamentale, viză retrasă la toată familia, chestii, declarația... organizații neguvernamentale, organizații, companii de forenzi care deja și-au băgat în bază de date numele astea, deci oriunde, orice mișcare de cont, orice, este o provocare legală pentru el. Deci lupta lui acum nu este în Moldova. Eu nu cred că el foarte mare grijă își face de Republica Moldova. Poate își face, nu știu. Poate vrea să se răzbune. El își face, de acord. Dar și Republica Moldova, dacă noi vrem într-adevăr să acceptăm provocarea asta, noi trebuie să ne pregătim să luptăm plan internațional. Să angajăm companii, știu eu... să facem parteneriate cu diferite alte servicii. Da. Fiindcă credeți-mă pe mine, dacă la noi... Eu deja nici nu m-am mai uit la știrile astea despre corupție, că cineva pe cineva acolo o prins. Fiindcă eu știu ce o să întâmple peste 200 mâini, dar nici nu eu, la nivel muscular.
Noi deja avem nivel muscular. Noi știm că sistemul în forma lui actuală nu poate reține. Da. O spune însăși procurorul general. Că noi i-am trimis, da. Tăie că nu s-o primit. Avem probleme. Deși dumnealui poate să spună și mai mult. Eu îl cunosc bine, el, dar probabil că e bine intenționat, îl cunosc, dar se spune și inclusiv în procuratură că și drușleac e acolo. A spus că a existat o rezistență, și la nivelul procurorului. Dar vreau să spun că tocmai pentru asta e nevoie ca aici în Republica Moldova să rămână o mică insuliță cu oameni pe care el îi consideră că îi sunt fideli. Pentru că acești oameni aici sunt un fel de amintire vie pentru toți cei care au mai rămas în Domnul sistem Boțan, și pot rupe toate... Aici am să vă contrazic. Puternic am să mă contrazic. Ziceți. Nu există fidelitate. Toți erau plătiți. Plicuri. Asta era fidelitate. Conturi și așa mai departe. Nu exista niciun fel de ideologie. Nu exista. Relații de rudenie, altceva, asta de a fiecare cu neamurile lui. Nu exista. Și ei știau asta. Credeți-mă. Ei știau nu că nu pot miza pe chestia asta mult prea mult. Păi da, și nu acum... Era... Nu. Și nu acum... poți miza pe... Dacă ne referim la cercuri concentrice, nu poți miza pe cercurile care sunt al cincilea, al șaselea cer. Eu cred că din motivul ăsta dumnealui și-aș plecat, dacă mă întrebați pe mine. Păi, da. Când el știa că oamenii s-au angajat acolo la contract, cu KPI, cu indicatori de performanță, da? Că erau organizate structura aceea. Erau foarte bine organizat, sigur că da. Eu țin minte, noi când mai rămâneam în Parlament, când eram trecuți prin procesele astea, cineva îmi zice, cam mult vă țineți, nu știu de ce voi. Pentru ei era greu să înțeleagă niște chestii, cum spun eu, de o frică sănătoasă, de o om, de părinți, de comunitatea din care ai apărut tu. Eu când vorbeam despre chestiile astea, parcă vorbeam cu oameni din altă dimensiune. Da, știți? Haideți să mergem deci lucruri simple, mai departe. Oricum, nu trebuie să-i considerăm pe cei din partidul domnului Adrian Candu oameni naivi care... Nu, ei fac un calcul foarte bun. Eu cred că ei ar putea să aibă la alegeri mai bun rezultat decât Partidul Democrat. Eu cred că pe asta și se mizează. Cred că acolo se... Da, eu cred că ei trebuie să facă aici o insuliță care să-i asigure domnului Plahotniuc că această insuliță va fi destul de influentă ca să rupe ațișoarele la care vă referiți dumneavoastră. Da, haideți să vorbim un pic despre... Să le mai amintească judecătorilor, procurorilor, care cândva au fost la Plic. La întreținere. Da. Dar ei sunt bine mersi. Oamenii lui sunt bine mersi toți. Unii promovați în funcții cu nouă guvernare. Ei au funcții care nu le-au avut timpul lui. Exact. Din punct de vedere al poziției oamenilor lui, tot este ok. Ați văzut vreunul suferind cu lacrimi de crocodil? No, ceva n-am văzut. N-am văzut? Da. Totuși, în momentul potrivit, li se poate aminti. Haideți să vorbim un pic despre Partidul Democrat, că tot l-am pomenit în ultimele intervenții. În 25 iulie, dacă nu greșesc, Partidul Democrat a plasat pe site-ul său un comunicat în care menționa că va avea candidat la prezidențiale, că toată lumea se întreba dacă va exista un astfel de candidat a Partidului Democrat după cele întâmplate, după ruptura care s-a produs. Și mai spunea în acel comunicat Partidul Democrat că a inițiat consultări privind selectarea acestui candidat. Apoi au apărut, eu cel puțin am auzit două supoziții. Una ar fi că acest candidat a Partidului Democrat la prezidențiale va fi Pavel Filip, pentru că e lider de partid și toată treaba asta că e important să fie prima persoană din partid. Și a doua variantă pe care am auzit-o este cu Monica Babuc, că va fi înaintată pentru a rupe voturi, având această imagine de, inclusiv de unionist, unionistă, să rupe voturi de la Maia Sandu. Dumneavoastră, vedeți cum... Vedeți această situație cu Partidul Democrat și care din cele două candidaturi credeți că va fi cea reală până la urmă? Poate aveți informații, poate în condiții calcule. În condiții mult mai bune, doamna Monica Babuc a încercat să devină primar de Chișinău și a ieșuat. Nu cred că acum situația s-a schimbat în favoarea doamnei Monica Babuc. Deci, în privința domnului Pavel Filip, toată lumea a remarcat că, da, este un foarte bun administrator. Politician încă nu a devenit. Acum, dacă domnul Pavel Filip vrea să devină politician, fiind într-o coaliție cu Igor Dodon,
și intrând în campania electorală, mi se pare că mai degrabă i-ar încurca domnului Dodon decât i-ar ajuta. Părerea mea. Și finalmente ar putea să descopere că este doar bun administrator, așa cum s-a afirmat. Toată lumea a zis, da, domnule, a fost coordonatorul, domnul Plahotniuc, care ținea camertonul în mână, care dădea peste urechi, care motiva cu plicurile, așa cum spune colegul. Care spunea marțea la briefing ce trebuie să se întâmple la guvern. Da. Dar domnul Pavel Filip s-ar putea să descopere că nu are electorat. Deși, și vă dau, așa cum văd eu, niște explicații. Domnului Dodon ar conveni ca democrații să nu participe la aceste alegeri, dar tot potențialul lor administrativ, cei peste 200 de primari, nu știm câți au rămas fideli partidului, pentru că am înțeles că domnul Cando lucrează și în teritoriu și lucrează serios. Am văzut câți reprezentanți ai filialelor declară că pleacă și nu se face întâmplător acest lucru. Deci, ei trebuie să calculeze foarte bine. În orice caz, după toate istoriile pe care le-am văzut în ultima jumătate de an, începând de luna februarie, Partidul Democrat e într-o situație foarte proastă. Și orice mișcare ar face, situația lor nu se îmbunătățește. La dumneavoastră aici scrie stângă. Da, da. Dar eu am citit ștangă. Bara, da. Nu, da, noi înțelegem care e sensul ei. Da. Și deci, ce vreau să spun, ei au făcut o ștangă cu guvernarea și încă în aceste timpuri. Dar trebuie să înțelegem, este un partid, putem să-l criticăm, dar ei au o ramificație foarte puternică în teritorii. Și Partidul Socialiștilor are. Și o istorie interesantă. Nu, destul de mare. Ce-a rămas, ce-a plecat, nu contează. Acum imaginați-vă că acești oameni sunt pe prima linie. Eu mi-aduc aminte când s-au băgat carantini și alte chestii și ne sunau primari pe noi și la organizații să-i ajutăm. Dar cum să organizeze? Că nu era informație, era foarte multă chestie. Jos pălărie. Pentru primari din toate partidele, foarte mulți oameni s-au descurcat destul de bine. Apropo, acolo lucrurile au stat mai bine decât la centru. Și acum imaginați-vă, lor de la centru le spun, noi suntem partid de guvernare, tot e ghine, tot e frumos, noi construim Europa. Da. Acolo. Că ei sunt în mare parte pro-europeni. Deci nu, trebuie să recunoaștem la Partidul Democrat. Și acum mai des și pandemia, la televizor le spune că e bine, sau cum zice, ghine, da? El stă, medici n-are, bani nu are, oamenii sunt răiți, secetă, domenii întregi de ale economiei care n-au primit un leu, n-am primit o facilitate, măcar un masaj, ceva așa, cumva ceva să mai întoarcă. Deci tot lăsat așa, oameni întorși de peste hotare care nu pot pleca înainte, la dânsul vin în primul rând, da, la primarul celălalt, la dânsul vin. El ce face? Că așa e la noi structură. El sună la Raion sau sună la Chișinău, la deputatul coordonator. Da. Noi suntem la guvernare. Noi suntem la guvernare, înțelegeți? Noi construim acolo în Europeană. Și atunci, din punctul de vedere, domnul Cando a făcut o mișcare destul de smart, fiindcă el a plecat acolo când partidul nu are ce să le livreze la acești oameni afară de trei funcții la... Da. Nu știu ce e acolo, la unde a fost de ușor, ce mai... noi, băi. Și a fost destul de ușor să rupă oameni. Și distrugă... Bun, da, eu nu vă pot da vouă două, trei funcții acolo, unde la Red Nord sau la unii cele mai bănoase funcții sau cele mai râvnite la nivel local. Și asta e o problemă a economiei. De asta și oamenii ăștia se lasă manipulați prin trei funcții când au de lucru acolo. Și atunci el arată care e problema. Eu vreau să vă spun că problema asta este și cu primarii socialiști, președinții de raioane. E așa, cum să zice, eu și ei un pic să-l rod, nu, să nu vorbească. Dar presiunea pe ei este foarte mare. Fiindcă dacă aici de la televizor ne spune că tot e bine, situația este sub control. Ei în teritoriu se confruntă cu altceva și reacția oamenilor. Absolut. Mai luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în ultima parte a emisiunii. Discutăm și despre eventualitatea alegerilor parlamentare și despre soarta și situația în care s-au pomenit unioniștii în această perioadă electorală. Revenim la discuție. Am zis că o să vorbim și despre eventualitatea alegerilor anticipate. Ați văzut probabil postarea de acu seara a lui Bogdan Țirdea despre întâlnirea de la Parlament a lui Pavel Filip cu Maia Sandu.
în care sugerează că s-ar putea pune la cale demiterea guvernului Chicu. Înainte de asta, însă, vreau să vă propun să urmărim o declarație pe care a făcut-o marți, dacă nu greșesc, Igor Dodon, exact în contextul ăsta și după asta revenim. Eu la asta am. Va fi convocat ședință Biroul Permanent al Parlamentului pentru a lua decizia când va fi prima ședință plenară din această sesiune. Vom discuta astăzi cu partidele care au format coaliția de guvernare. Cunoașteți că este, practic, o majoritate parlamentară la limită. Cel mai probabil astăzi va avea loc ședința comună a conducerii PSRM și Partidul Democrat pentru a vedea cum ne mișcăm mai departe. Dar eu, în calitate de președinte, rămân ferm pe poziția că acest parlament trebuie dizolvat. Rămân ferm pe poziția și cred că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova susțin poziția că Parlamentul trebuie dizolvat și trebuie să aibă loc alegeri parlamentare anticipate. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cum să declanșăm acest proces? Pentru ca următorul președinte, după inaugurare, să nu aibă altă soluție decât semnarea decretului de dizolvare a Parlamentului. Noi vom propune măsuri legale cum poate fi declanșat acest proces. Haideți să încercăm să înțelegem ce-s cu jocurile astea. Pe de o parte, iată, vine Igor Dodon și spune că are mecanismele de dizolvare. Pe de altă parte, apare această... Eu sunt ferm. Acest parlament trebuie să fie dizolvat, așa o zic. Cum da. Da, ai zis, și nu odată. Sigur. Da. Eu sunt ferm. Cu Partidul Democrat n-am să fac niciodată coaliție. Eu sunt ferm. Mai ieșim din pandemie. Asta ești. Deci, spune. Doar declarații? Fai verde, trile. Nu. Și ce, vreți să spuneți că Dodon nu-și dorește dizolvarea Parlamentului? Poate la momentul de față își dorește dizolvarea Parlamentului. Când a rămas fără majoritate. Și eu cred că nu e problema majoritate. Cred că problema cea mai mare este în faptul că și-au dat seama că problemele de guvernare, deci, i-au acoperit. Situația în țară este scăpată de sub control. Economic, financiar, poate fi, până când înțeleg că există o stabilitate temporară. Depinde foarte mult de când vor veni banii de la femeie și de la alți donatori și ce vor veni. Dar ei nu vor fi așa bani presurați, ceva condiționalități vor fi probabil și nu cred că ele sunt compatibile cu electorala dumnealui. Fără condiționalități, din câte înțeleg, vin doar pentru combaterea COVID. COVID, da. Rest, deci astea sunt, astea le fără reforme, bani nu vin. Deci, reforme de altă natură, vreau să vă spun că dispoziția, poate să confirmă și domnul Boțan, donatorilor în genere, a țărilor, pe bilaterală, organizațiilor internaționale, este foarte, foarte sceptică. Și nu e personalizată, ca să nu dăm toată vina pe el, dar pe situația asta, știți cum, parcă e un fel de administrare laxativă a unor crize, așa, parcă totul se scurge, nimic nu iese, nimic nu se duce până la capăt. Este o criză. Deci noi ne aprofundăm într-o situație de sărăcie destul de mare, probleme sociale, probleme economice, viziune nu există. Ce facem noi, cum ieșim din situația asta? Consumul scade, a scăzut, probleme cu bugetul. Noi ne spune că acumulările sunt mai mari ca anul trecut, da. Din contul la ce? Și pe de altă parte vedem... Câte întreprinderi s-au închis din regimul Horeca, câte întreprinderi din regimul mici agricultori, la care, apropo, foarte multe din subvenții nu ajung, trebuie să înțelegem acest lucru. În Gheul au fost loviți dublu, cei care se ocupă de grădinărit și care sunt da. Foarte mulți. Piețele au fost închise pentru legumicultura timpurie, deci ei au pierdut, au ratat foarte multă roadă. Și părerea mea că niște spații libere, în aer liber, puteau fi chiar și în perioada aceea asigurate cu anumite condiții respectate, dar iarăși nu sunt specialist. Eu m-am conformat deciziilor făcute. Deficitul bugetar, noi am rămas la cifra care am 117 milioane. Prima au fost vechiul de 22 de milioane. Cât este azi, cum este azi, noi nu știm. Ce se întâmplă cu femeieul, când vine, când nu vine, noi nu știm. Deci vreți să spuneți noi că... Noi avem relații foarte proaste cu vecinii. Când Dodon deci, vrea să scape de această guvernare. Când tu trebuie să, în perioada de pandemie, când tu trebuie să prietenești chiar cu toți, dar chiar cu toți, credeți-mă,
Deci tu să dai să gesturi trăvite la Bruxelles, că nu a venit ajutorul. Poți să imagini că nu se muiesc, dar e ca să vină, dar pe urmă. Iată, astăzi noi trebuie să le spunem la cetățeni că acel suport bugetar care vine din bani din partea Uniunii Europene sunt inclusiv, stimați cetățeni, banii din pensiile dumneavoastră. Asta trebuie să înțeleagă. Toți întreabă unde sunt banii europeni. Noi trebuie să înțelegem că acestea se subvenționează inclusiv banii din pensie, fiindcă jumătate din fondul de pensie a Moldovei sunt bani din buget, transferul de la bugetul de stat. Dar mecanismele la care se referă Dodon în declarația asta pe care a făcut-o, de mecanismele de dizolvare Dar vă întreb eu pe voi, dacă după alegeri vin la dânsul jumătate din Parlament, 60 de deputați și spun, domnul, hai să nu dizolvăm Parlament. Facem un guvern, amuia. Nu se poate. În primul rând, domnul Dodon mi s-a părut foarte așa încrâncenat chiar. Îngrijorat și încrâncenat. Ei cedează, mă. Ei lasă țara. Nu, hai să vedem așa. Îl putem înțelege. 51 de voturi de mandate în Parlament, ăsta e la limită, într-adevăr, are dreptate. Deci cu un Parlament cu 51 de mandate e foarte greu. Ceilalți sunt... Ok. Da. Acum, când domnul Dodon spune că imediat după alegeri ar trebui ca șeful statului nou ales să semneze decretul, înseamnă că procedura de dizolvare a Parlamentului trebuie să pornească în avans cel puțin cu o lună și jumătate. Exact. Dacă nou ales președintele va fi, deci inaugurarea va avea loc în luna decembrie, asta înseamnă că undeva la începutul lunii sau la sfârșitul lunii octombrie, da, așa. Guvernul trebuie să plece. Acum, există o hotărâre a Curții Constituționale care spune că Parlamentul nu se poate autodizolva. Deci, până când, dacă Curtea nu se întrunește într-o ședință plenară ca să spună că a găsit noi... Reglementări? Nu reglementări, dar noi... argumente sau cum e scris acolo, care nu se cunoșteau anterior, apoi este hotărârea Curții Constituționale, se pare că e din 98, uh-huh, care spune că Parlamentul nu se poate autodizolva. Și explicația Curții a fost așa. Să zicem că deputații vin și spun, domnule, noi ne depunem mandatul. Nu mai vrem. Foarte bine, legea electorală spune, dacă ești din circunscripția uninominală, alegeri ca la Hâncești. Dacă ești pe listă de partid, deputați se completează supleanți cu ceilalți, până când nu elimini toată această listă, nu poți dizolva. Deci e o procedură foarte îndelungată. Deci eu cred, și noi cu asta am început să vorbim, că nu este întâmplător că domnul Chico, atunci când a acceptat să fie prim-ministru, s-a angajat pentru un program până la alegerile prezidențiale. Și cred că domnia sa ar putea, dacă face un calcul, la un anumit moment să vină și să ne spună că, iată, uitați-vă, în baza programului politic care a fost votat în Parlament, mandatul meu se termină. Uh-huh. Mai departe... Da, ca și modalitate de ieșire, exit. De exit, da. Ar fi o fel de război mimat între PSRM și PD? De ce? În țara asta războaiele mimate pot fi doar între partide? Nu cred că între... Ați văzut, revenim la postarea lui Țârdea, care spune că se pare că PD-ul începe să-și facă jocurile pe cont propriu. Păi da, PD-ul este partid. PD-ul trebuie să se gândească. Și dacă lucrurile, din păcate, pentru PD merg prost, dar ele merg prost, da, alegerile anticipate... parlamentare anticipate sunt inevitabile, în situația asta, Partidul Democrat trebuie să se gândească ce face mai departe. Deci nu este întâmplător că acum Pavel Filip se întâlnește cu doamna Maia Sandu. Uh-huh. Pentru că poate avea un deal cu doamna Maia Sandu. Spune doamna Maia Sandu, la alegerile astea, dacă... noi avem resurse administrative foarte... modeste. Serioase, modeste sau nu știu cum. Deci, cel puțin încearcă să discute. Dar, revenind la alegerile anticipate, oricum, procedurile constituționale, 45 de zile, cu cel puțin două încercări de investire a unui guvern, dacă eventual domnul
prim-ministru Chicu își dă demisia, trebuie să fie parcurse. Și aici avem situația care e diferită de alegerile parlamentare. Alegerile prezidențiale nu împiedică Parlamentul să fie funcțional. Da, asta da. Asta înseamnă că domnul Chicu undeva la mijlocul lunii octombrie trebuie să vină și să spună, pentru că șeful statului v-a transmis un mesaj foarte clar, că e bine să avem alegeri anticipate pentru că majoritatea parlamentară e fragilă, pentru că să parcurgem tot. Îmi dau demisia. Da, dau demisia. Sau altfel. Mă uitam și la declarația pe care a făcut-o Igor Dodon în interviu de azi pentru Europa Liberă. Și spune el, premierul Ion Chicu nu va putea lua de unul singur decizia de a pleca din funcția din fruntea guvernului, chiar dacă va dori acest lucru. Decizia privind o eventuală demisie a executivului va trebui să fie luată împreună cu președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Grecian. Dar cine a zis asta? Igor Dodon. A, el la persoana treia. Dar el așa deci, vorbește. Eu pot... Da, vedem, dacă vrei internet. Eu cred că... Totuși, nivelul de raționalizare al problemelor din țară e mai mare la domnul Chicu decât în altă parte și cred că dispozițiile lui de demisie sunt destul de mari. Chestia asta cu nunta, lăsăm acum dimensiunea socială care e una proastă, cred că are și un impact personal. Apropo, Dodon a spus că s-a documentat și nu a fost nuntă. Lăsăm asta la o parte. Asta ca ironie. Dar eu cred că... Poți să fii din metal, dar nivelul de critică care a fost, eu mai urmăresc așa, a fost peste așteptările mele, de exemplu. Nu, mi-e părea că e mai tolerant. Reveniți la idee. Că deci asta tot a contat foarte mult, fiindcă dacă ești la guvern, un pic știi care sunt dispozițiile, măsori, lucrurile. Și cam câți bani mai ai? Doi, într-adevăr, majoritatea parlamentară este foarte subțire, deși înainte și dumnealui și domnul președinte spuneau că e dacă 51-52, tot acolo, deci cumva dădeau mai multă încredere. Dar părerea mea că este o capitulare. I-au ratat. Deci guvernarea a fost una ineficientă în perioada asta de criză, deși la început, cum și era normal de așteptat, ei s-au gândit că criza asta o să fie o bună oportunitate pe ei să gestioneze politic. A avut o greșeală strategică, domnul președinte, când și-a asumat o chestie care nici oamenii de știință din cele mai mari centre de științifice nu știau cum o să evolueze. Știau, dar el n-a ascultat de cum știu. Da, și ne uitam la cele patru scenarii pe care le-am împărtășit. Da, am depășit apă. Da, patru, la mijlocul lunii aprilie. Noi râdim. Și da. Situația socială, economică și nemulțumirea cetățenilor este foarte mare. Cred că acum, inclusiv ce a spus domnul Țâr de acolo, deci este un scenariu, ei se gândesc cum să scăpe de guvernare, fiindcă au ratat-o. Dar să scăpe așa încât să mai păstreze ceva influența administrativă, fiindcă vin alegerile și le trebuie. Părerea mea că ei vor încerca să replicheze practici nocive în alegerile electorale. Eu sper acest lucru să nu se întâmple. Utilizarea factorului administrativ, la asta vă referiți? Eu cu utilizarea factorului administrativ, votul din Transnistria, că eu pot să spun deja deschis, că înainte noi cumva ne rușinam, dar asta a fost. Votul ăla a fost manipulat. Cât se mizează de acolo? Credeți-vă cel puțin cât a fost la ultimele alegeri. La în februarie? 37.000? Da. E mult sau puțin? E mult. Este enorm de mult. Deci, în acest context, când, cum a spus și domnul Boțanu, o să avem o reticență a unor oameni, probabil, să participe. Sunt oameni care, într-adevăr, nu toți, cred că virusul trece pe ei și ies pe dincolo. Da. Da? Deci sunt oameni care interiorizează chestia asta și nu știm ce va fi. Cuplarea, de exemplu, cu gripile sezoniere, apropo, statele europene se pregătesc. Cumpără. Da. Deci, da, noi nu știm. Coșmar. Deci, va fi foarte dificil. Și atunci, problemele economice. Probabil că nu mai sunt suficienți bani și în vistierie. Astăzi s-au făcut niște majorări care, din punct de vedere social, o să aibă un foarte mic impact, fiindcă nevoile sunt mult mai mari și seceta asta a acutizat nevoile. Și atunci, ei se gândesc la modalitatea cum să trântească propriul guvern, dar într-o așa o formă ca să fie mai puțin... Da, un fel de demitere controlată. Exact. Asta oricum nu dă bine pentru ei. Oricum... Toată responsabilitatea și-a asumat. Aici nu sunt sigur că de bine, aparent da, poate să nu de bine, dar din alt punct de vedere, dacă pasezi pe urmă responsabilitatea altcuiva, ai multe televiziuni, noi am mai avut politicieni care își creau bula asta enormă de mediatică, care până la urmă nu le-a dat majoritate, dar le-a adus suport destul de mult, care era total desprins de realitate. Da, suntem cam pe final. Niște concluzii aș vrea să aud și ca să vă pornesc așa, întrebarea ar fi la ce fel de campanie să ne așteptăm.
dură, murdară, calmă, onestă. Eu mă aștept la o campanie leșinată, dacă... A, da? Sincer, da. Așa cum am început, parcă nu chiar leșinată. Nu, nu. Pentru că idei noi, practic, nu sunt. Nu e așa de multe alegeri, toate au fost spus. Ce să mai spui? Totuși, erau liderii politici erau mult mai combativi. Erau mult mai combativi. Domnul Dodon s-a făcut așa un fel de centrist, așa foarte molicel. Nu mai vorbește despre anularea acordului de asociere. Cred că nu va vorbi nici despre apărarea ortodoxiei. Vorbit despre ortodoxie. Unul din cele patru, când a prezentat raportul său, el a prezentat patru caracteristici sau trăsături care îl definesc și tradiționalismul și ortodoxia e pe locul 4. Da, dar asta nimeni nu amenință și nimeni nu a amenințat niciodată în Republica Moldova ortodoxie. Deci... Dacă citiți unii din pagini lor anonimi afiliați pe socialiști, e inclusiv și pe noi ne văd ca o amenințare la ortodoxie. Da? pe toți oamenii. Da, concluzia noastră. Da. Scurt. Unioniștii sunt într-o situație, cum să zic eu, foarte stranie. Ei vor conta foarte mult în turul 2. Vor conta foarte mult, dar același țicu, dacă ne uităm, domnia sa a renunțat la programul doamnei Ana Guțu, care spunea unire acum, imediat. Deci așa, unirea cândva, cumva, așa mai departe. Deci mesajul e oarecum așa, cum să zic eu, flegmatic. Uh-huh. În România se trăiește mai bine, vom vedea așa mai departe. Nu mai avem timp, din păcate. Da. I-ați luat și spațiul de concluzii al... Eu pot spune o chestie și trebuie să foarte facem. Scurt, foarte scurt. Noi trebuie să fugim ca dracu de tămâi de politicienii care nici măcar nu promit că o să schimbi ceva, dar care spune că tot așa să fie la fel. Și mai tare să fugim de politicienii care urăsc această țară din plămâni. Eu vă doresc o seară frumoasă, noi ne revedem joia viitoare și nu uitați să investiți în adevăr și să rămâneți cu Jurnal TV. Numai bine!